Valea Jiului fierbe după ce pe site-ul Ministerului Energiei a apărut un proiect de urgență prin care se dorește lichidarea minelor din cadrul complexului energetic Hunedoara. Potrivit proiectului postat pe site-ul instituției, se dorește acordarea unui ajutor pentru închiderea minelor neviabile din cadrul complexului energetic Hunedoara, iar acest lucru naște discuții și îngrijorări. Este ceea ce stă la baza accesării ajutorului de stat pentru a putea să facem achiziția de certificate de CO2. Din păcate, este un proiect de ordonanță de urgență care nu poate să ne bucure pentru că ne condiționează într-un mod pe care noi nu-l putem accepta. Acest ajutor de stat este un ajutor de stat rambursabil, ori în condițiile în care noi acest împrumut îl și rambursăm, nu văd de ce cineva trebuie să ne pună astfel de condiții, în special cu privire la divizarea societății. Divizarea complexului energetic Hunedoara, așa cum rezultă din proiectul de ordonanță de urgență, înseamnă separarea termocentralelor de exploatările miniere și, mai mult decât atât, o noutate care apare în acest proiect, și minele urmează să se împartă în două, mine viabile și mine neviabile. Ori eu am convingerea că în anul 2015 nimeni nu mai poate să se mintă și să vorbească despre mine viabile și despre mine neviabile, ceea ce mă duce cu gândul că se dorește închiderea și a celor patru exploatări miniere, lucru de neacceptat de către organizația sindicală pe care o reprezint. În aceste condiții voi avea o întâlnire de urgență cu domnul ministru și bineînțeles că vom uza de toate practicile pe care legea ni le lasă la dispoziție pentru a înfrânge un astfel de demers. În urmă cu 3 ani, minele din Valea Jiului au intrat într-un proces de reorganizare. Cele care la vremea respectivă au fost considerate a fi neviabile au fost încadrate la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului, iar cele viabile au trecut la Societatea Națională a Huilei, iar apoi la Complexul Energetic Hunedoara. Niciodată despre o mine nu se poate spune că este viabilă într-un anumit moment, pentru că s-ar putea să se ia o decizie greșită atunci. Tocmai de aceea minele au lucrat într-un tot unitar și atunci când una a căzut, a fost susținută de celelalte până ce aceasta și-a redresat producția. Asta nu înțeleg nici cei de la București și nici cei din Federația Energetică care își doresc cu toții la dinsul această divizare, crezând că printr-o astfel de măsură termocentralele vor fi salvate. Se înșală, în momentul în care vom fi divizați, termocentrala Mintia va rămâne cu 2, maxim 300 de persoane salariate, se va tăia la fier vechi cea mai mare parte a acesteia și nici nu am garanția că aceasta va rămâne pe piață. Lucrul bun pe care l-au făcut cei de la vremea respectivă a fost acela că s-a dorit salvarea a cât mai multor mine din Valea Jiului și pe considerentul despre care vă făceam vorbire puțin mai devreme, și anume că minele trebuie să lucreze într-un tot unitar, tocmai de aceea am reușit la vremea respectivă să convingem guvernul să păstrăm 4 exploatări miniere. Liderii de sindicat vor discuta cu ministrul energiei Andrei Gerea pe acest subiect care prevede închiderea minelor din cadrul complexului energetic Hunedoara. Zeci de locuitori ai Văii Jiului sunt potențialii câștigători la loteria bonurilor fiscale. La Agenția de Administrare Fiscală de la Petroșani, numai în prima zi și-au depus bonurile 50 de persoane, iar numărul lor crește de la o oră la alta. Avem pretendenți câștigători, există o procedură prin care se revendică aceste premii în baza unei cereri tip. Până la ora actuală avem în jur de 50 de solicitări. Au fost depuse cereri fără conține un cont bancar care ulterior s-a dovedit a fi obligatoriu. Asta este procedura. Cererea se depune în 30 de zile de la data extragerii și una dintre condiții este indicarea unui cont bancar în care să fie virat eventuala sumă câștigată. Sunt persoane care au depus mai multe bonuri fiscale. Spre exemplu, o persoană a depus numai puțin de 9 bonuri din data de 7 februarie 2015 cu suma cuprinsă între 6 lei și 6,99 lei. Există, da, persoane care au depus mai mult de un bon câștigător. Ieri a fost valul. Urmează să vedem ce se va întâmpla în zilele următoare.
Mircea Mariei este unul dintre potențialii câștigători. Acesta a venit să își depună singurul bon câștigător, însă este dezamăgit de această loterie. 1/7/2015. La ce sumă sperați să câștigați? Minim, un leu și minim, că sunt foarte multe bonuri câștigătoare și mulți concurenți, acum să zic. Le veți păstra și de acum înainte, pentru următoarele extrageri? Le-am păstrate pe toate. De când s-a anunțat, le-am păstrate. Dar din toate, unul am avut. Acum, chiar dacă am pe toată luna zilnic, tot unul o să iasă. Nu merg să colectez cum fac alții. Asta e. Credeți că este o măsură bună aceasta de a păstra bonurile și de a participa și la o extragere? Eu zic nu, e o bătaie de... sau o umblătură. Cum sunt eu bătrân, handicap, fără un picior, nu știu ce, e greu de umblat. Trebuie să merg la bancă, trebuie să vii aici, nu se merită. Dar am zis, nevastă mea, du-te și vezi. Am venit să văd ce o ieși. În urma extragerii de luni s-a stabilit că bonul câștigător are o valoare cuprinsă între 6 lei și 6,99 lei de bani și a fost emis în data de 7 februarie 2015. Valoarea premiului total de 1 milion de lei se împarte în cote egale la numărul total de câștigători. Aceștia pot până pe data de 13 mai să își revendice premiul. Mai puțină mâncare aruncată la gunoi. De sărbători, gospodinele trudesc zile întregi pentru a pune pe masă bucate alese. Drop, cozonac, miel, fripturi, dar și alte bunătăți ajung de multe ori la gunoi. Anul acesta însă, petroșenenii nu au mai făcut risipă, având în vedere că tomberoanele nu au fost pline de mâncare. Cantitatea de mâncare aruncată cu prilejul sărbătorilor de Paște în acest an a fost în scădere față de anii trecuți și sigur este o cantitate din ce în ce mai mică cu fiecare an. În timp ce unii aruncă la tomberon mâncare, pentru alții este o adevărată binefacere. Pentru căutătorii de gunoi este momentul în care printre resturile de tot felul apar câteva dulciuri, pachete de biscuiți, ciocolată sau alte produse expirate și aruncate la gunoi de comercianți sau de simpli oameni. Persoanele care muncesc în străinătate și au nevoie de îngrijiri medicale când revin în țară se văd nevoite să își achite contribuțiile la sistemul asigurărilor de sănătate din mână. Zeci de persoane, fie care nu au loc de muncă în țară, fie muncesc peste hotare, trec pe la Agenția de Administrare Fiscală pentru a-și plăti cotizațiile. Există persoane care, pentru a beneficia de serviciile de asistență medicală în România, au nevoie de o cotizație minimă și, în acest caz, la solicitarea dumnealor, se pot face plăți din proprie inițiativă. Vorbim în special de persoanele care își desfășoară activitatea în străinătate? Da, de obicei e cazul acestor persoane care, neavând o contribuție în România, pentru a beneficia de aceste servicii, vin și plătesc o contribuție minimă. Contribuția minimă pentru astfel de persoane este 54 de lei pe lună, însă de precizat este faptul că la momentul achitării această sumă trebuie achitată pe 6 luni în urmă. Perioada sărbătorilor pascale a fost un prilej în care mulți au abuzat de preparatele tradiționale. Apa destinde mușchii și pune sângele în mișcare, făcând astfel digestia mai ușoară. Având în vedere faptul că la Petroșani funcționează un bazin neînnot, mulți au venit aici să dea jos kilogramele acumulate după sărbători. Avem un număr foarte ridicat de oameni care au venit la bazinul de not și chiar mai mult decât atât mă bucură faptul că au început oamenii să-și dea seama ce înseamnă pregătirea fizică și ce înseamnă sportul. Cadrele medicale au fost cu ochii pe înătători, astfel încât să nu apară probleme. Zilele de Paște au fost oameni la ștrand ca să dea jos burtica, probabil, și kilogramele în plus pe care le-au pus acum în zilele de sărbătoare. Nu au fost probleme medicale, a fost lume care s-a relaxat și cam atât. Au făcut mișcare, au notat, s-au simțit bine. Tineri, dar și persoane vârstnice au venit la bazin pentru a se relaxa câteva ore. Întotdeauna mișcarea face bine și în special după o cură așa de cozonac cu miel și cu ciorbă de miel, cu restul, face extraordinar. Dați jos kilogramele acumulate? Nu, kilogramele nu se dau așa repede jos, se pun ușor și se dau greu. Practic, bazinul este un loc ideal unde să vă petreceți acum timpul liber. Sigur, modul ideal e un concept, dar e bine să venim să facem mișcare, mai ales să profităm de acest bazin minunat și de condițiile oferite de Primăria Petroșani, pentru că este un loc de relaxare, igiena este excepțională, apa
După cum vedeți, are 29 de grade și totul decurge normal. Mai mult să mă relaxez după mesele copioase de Paști cu familia și să mă destin un pic. Ai acumulat kilograme în plus? Puțin, da. Și le dai jos aici la bazin? Da. Ce-i apa? E foarte bună. Nici prea rece, nici prea caldă, perfectă. Biletul de intrare este valabil 2 ore, timp în care adulții, dar și copiii, sunt supravegheați de personalul care deservește bazinul. Apariții inedite în centrul municipiului Petroșani. Circul a sosit din nou în localitate, iar pentru a fi sigur că oamenii știu de acest eveniment, circarii au scos la plimbare pe străzile din Petroșani 2 elefanți care au fost admirați de trecători. Este o modalitate de promovare pe care o fac cei care au venit cu circul în municipiul Petroșani, și anume de a scoate 2 elefanți pe străzile municipiului Petroșani. Traseul aprobat de către colegii mei este de la hotelul Onyx până în aeroport, astfel încât toți cetățenii să afle de acest eveniment care va avea loc în municipiul Petroșani, iar de mâine, din ce am înțeles, pot să meargă să vizioneze spectacolele. Anul trecut, un pui de cămilă s-a născut la Petroșani. Atunci, primarul Tiberiu Iacobriții a acordat animalului un certificat de naștere.